Elevii olimpici din Piatra Neamț, alături de rezultatele lor, apar pentru al doilea an la rând pe panourile publicitare din oraș. O inițiativă care îi încurajează pe elevi, îi răsplătește într-un mod aparte și îi face cunoscuți pentru că merită. Doresc, în primul rând, a mulțumit primăriei și tuturor celor care au contribuit la această inițiativă, pentru că au făcut ca mândria și curajul să se nască în noi. Doresc pe viitor să fim un număr cât mai mare pe aceste panouri, să aducem cinste orașului nostru și să ne facem cât mai cunoscuți în domeniul în care performăm. Și, în ultimul rând, baftă tuturor în continuare! Inițiativa a fost pusă în practică în iarna anului trecut, după ce un consilier local a propus un proiect de hotărâre în acest sens, la scurt timp după ce un liceu din Constanța a avut o idee similară. Anul acesta, pe trei panouri publicitare din oraș au fost expuse imagini ale celor 26 de elevi olimpici ce au obținut rezultate deosebite la Olimpiade, elevi care reprezintă viitorul acestui oraș și de care comunitatea locală este foarte mândră. Mai mult decât atât, în fiecare an de sărbătoarea orașului, elevii olimpici cât și profesorii îndrumători sunt premiați de către primăria Piatra Neamț.